Dinamoviștii au ajuns la 12 cazuri, dacă nu mă înșel. Astăzi au retestare, iar domnul Mulțescu pare îngrijorat și e clar și sănătatea dânsului trebuie să primeze. Dacă astăzi rezultatele sunt din nou îngrijorătoare, nu cred că va mai continua. Îl înțelegi pe undeva dacă nu dorește să riște? Nu sunt îngrijorat. Și sănătate tuturor, bineînțeles că văd nu dorim un haos nimănui. Total în campionatul nostru, când stau și mă uit la celelalte campionate, la modul în care s-au derulat Bundesliga, Italia, La Liga, Premier League, fără probleme, impecabil. Sunt mai educați totul decât noi? Sunt foarte multe aspecte pe care ei le au și noi nu le avem. Putem spune o grămadă de lucruri în acest sens. Dar e șocant. E clar de câte e... cazuri sunt la Dinamo, câte cazuri sunt la CFR. Asta poate mă gândesc că te-a alarmat în momentul în care ai văzut și la CFR ce s-a bătut pe capul lor și mai nou un caz și la Craiova. Da, eu sper până la urmă să limiteze aceste cazuri și competiția să se termine pe teren. Pentru că dacă au decis și au reluat această competiție, deși eu am spus de la început că va fi foarte greu, oricum va fi un campionat compromis, un campionat ciudat. Într-adevăr, în momentul de față există un dezechilibru foarte mare, unele echipe joacă, altele nu joacă, trebuie să aștepți după altele să-și recupereze jucătorii, nu e corect ceea ce se întâmplă. Păi nu te poți nici antrena, și de exemplu CFR la Măgoșoaia. Există o diferență foarte mare. Mă uit la Sepsi. Sepsi joacă în campionat. Alte echipe nu joacă, fac referire aici la FCSB cu CFR pentru că au fost aceste probleme cu cazurile de coronavirus. Mâine este finala cupei, ei au jucat duminică la Hermannstadt. FCSB au avut un timp mai mare la dispoziție pentru că nu au jucat. Deci nu este un echilibru și nu e corect. Dar nu e fair play. Îi înțelegi pe cei care își doresc acum oprirea campionatului și vezi o soluție asta? Adică spuneai și tu, ai vrea să termine pe teren. Dar dacă îl încheiem pe acesta, ne garantează cineva că îl putem începe și pe următorul? Păi și ne garantează cineva că dacă îl începem pe viitorul, nu vor mai fi cazuri de coronavirus? Deci să-l lungim pe acesta cât putem. Nu știu. Să încercăm să-l terminăm. Cine îți garantează că peste o lună de zile nu vor mai fi cazuri? Nu se garantează nimeni nimic. Oricum, e foarte ciudat și te poți îmbolnăvi în orice moment. Da, într-adevăr, trebuie să existe o responsabilitate mult mai mare din partea jucătorilor să facă atenție pe unde se învârt, cu cine se întâlnesc, dar și aici nu este o garanție că nu vei lua virusul, eu știu, din altă parte sau întâlnindu-te cu cineva cu care, da, tu, vine să crezi că, de exemplu, în care tu ai încredere. Dan Petrescu a lăsat el din mână băieții și au ieșit? La cum îl cunoaștem pe Dan Petrescu? De au apărut, ieșit, Adiță Pomun a zis că a ieșit în oraș cu niște prieteni. Și se simte la foarte prost băiatul terasă, și sperăm că la, se simte okay. Totuși... Asta spunea, să fie mai responsabil, medical, să aibă grijă. Asta le spunea și eu de fiecare dată și conducerea la Târgoviște marșa pe această idee. Până la urmă, poate era cel mai bine o izolare totală pentru toate echipele ca să poată fi dus la bun sfârșit acest campionat. Practic două luni de zile, deși nu-mi place această idee, două luni de zile, staff, tehnic, jucători, toți cei implicați în jurul echipei, izolați undeva, fără interacționare și... Bine, doar antrenamente, nici acasă, antrenamente, hotel, meciuri, atât. Nu vreau să se supere pe mine, l-am auzit și pe Frăsinescu de atâtea ori spunând, nu suntem roboți, nu suntem la închisoare, dar dacă vrei să îți faci meseria nici și mie, să o termini... Nici mie nu-mi place această idee, dar ținând cont de toată această situație, poate era mai bine pe de-o parte, controle mult mai riguroase, să zic așa, să fie oameni desemnați care să stea lângă fiecare echipă și să se ocupe strict de toate testele, toate lucrurile care țin de această pandemie.
Până la urmă, da, unora poate le convine, altora nu, dar dacă tot s-a decis reluarea acestei competiții, pe de-o parte înțeleg și eu, să zic, disperarea aceasta din punct de vedere financiar a cluburilor, pentru că foarte multe cluburi depind din acest punct de vedere, de banii luați din drepturile de televiziune, dar nici să deteriorezi o competiție și să-ți bagi joc de ea, să-ți bagi joc de fotbal, doar de dragul banilor. Acum, vom vedea ce se va întâmpla până la final, dacă va reuși Liga 1 să se termine pe terenul de joc. Și atunci ar trebui să înțelegem dacă cei de la Dinamo sunt conștienți că îi paște poate chiar și falimentul, da? Pentru că vor veni și amenzi dacă tu nu vrei să mai joci, da? Vrei să oprești. Ce câștigi dacă nu-ți bagi măcar juniorii și nu termini acest campionat? Adică se bate cumva cap în cap. Nu vrei tu, Dinamo, să nu poți ții să clubul pe linia de plutire? Pentru că ei sunt cei mai vocali în acest sens. Fac aprecieri vis-a-vis de anumite probleme pe care le are Dinamo. Nici nu-mi permit acest lucru. Dar ce interes ai? Un club din... Păi, într-adevăr, le sunt foarte mulți jucători. Nu știu așa ce posibilități au în spate ca să poată să ducă la final acest sezon. Deja sunt într-o situație foarte complicată. Normal că lipsându-ți mulți jucători, te gândești cum pot eu să termin acest sezon. Acum, din acest punct de vedere, sunt alții care trebuie să analizeze și să ia decizii. Tu de ce nu ai ajuns la Dinamo și acum a fost vehiculat numele tău iarăși când s-a discutat despre domnul Mulțescu? De anul trecut, când într-adevăr am avut anumite discuții cu Dinamo... Și te întreb Dinamo, și altfel, te-ai fi riscat acum până, ca domnul Mulțescu? Până acum nu am avut absolut nicio discuție și nu vreau să, eu știu, să fac anumite aprecieri, să spun dacă m-aș fi riscat sau nu m-aș fi riscat. Sunt foarte bine în momentul de față, aștept și voi vedea ce va fi în continuare și ce viitor voi avea. Unde voi antrena? Normal că îmi doresc să mă apuc mai repede de treabă, să am continuitate. Dar în momentul de față Dinamo are un antrenor și nu are rost să discutăm despre Dinamo. Te întrerup foarte puțin pentru că alături de noi se află în direct prin telefon domnul Justin Ștefan. Bună dimineața! Bună dimineața! Ne ajuți să ne lămurești care este situația, să o luăm pe rând, celor de la CFR Cluj în acest moment, pentru că sunt tot felul de informații. Mai joacă, nu mai joacă, este în pericol și partida următoare. Mai sunt la Mogoșoaia. Sunt plecați la... Da, sunt la Mogoșoaia. I-am rugat să rămână izolați, să respecte toate dispozițiile pe care le-au dat cei de la DSP. Urmează să se testeze joi, potrivit protocolului întocmit de Federația Română de Fotbal. Vedem rezultatele vineri dimineață, cel mai probabil, și luăm o decizie cu privire la meciul de duminică. Au fost și unii duși cu ambulanța la Cluj? Nu am informații cu privire la acest aspect, dar am văzut ceea ce a apărut în media, să vă pot confirma. Sunt și teste neconcludente? În momentul de față, cel puțin ieri seară, când am avut ultimele informații de la ei, nu erau teste neconcludente, erau doar teste pe care le efectuaseră ulterior, pentru că anumite persoane din cadrul clubului prezentau simptome. Te întreb în ideea în care se vorbea despre Damian Djokovic, știu că nu puteți discuta concret pe nume, că e neconcludent. Deci toate testele așa cum au ieșit, acestea da, au fost rezultatele. Da, acestea au fost rezultatele, tot ce aveți e pozitiv. Adică nu, nici nu comunicăm ceea ce e neconcludent pentru că nu e relevant. Nu știți, așa s-a întâmplat și la viitor. Neconcludent înseamnă mai degrabă o eroare a aparatului și trebuie făcută o retestare. Există timp? Pentru că mă gândesc că trebuie două teste consecutive, negative, nu? Pentru a-și putea relua antrenamentele. Nu e vorba de două teste negative. Acum să înțelegem acele dispoziții ale protocolului medical al Federației Române de Fotbal. În momentul în care tu ai o testare pozitivă, da, se intră pe dispoziție regulamentare. Ce spune regulamentul? Toți ceilalți
se izolează. Izolez, da. Da. După ce se izolează, face o retestare la 5 zile. De ce la 5 zile? Pentru că s-a apreciat că durata medie la care se poate activa virusul este aceea de 5 zile. Când retestez peste 5 zile, ce e pozitiv? Merge pe dispoziție legale, eu știu, izolare, internare la spital în funcție de ceea ce decide medicul de specialitate, iar ce e negativ, continuă activitatea. De ce continuă activitatea? Pentru că se presupune că ei au stat în izolare față de ceilalți. Deci nu există, nu există. Se presupune, dar nu există garanția. Bun, categoric, în momentul în care se ajunge la acest moment, ai o anchetă epidemiologică, ai anumite dispoziții regulamentare, presupun că nimeni nu e responsabil. Te-aș mai întreba și ce noutăți ai în privința celor de la Craiova. Este singular cazul din staff depistat? Da, am văzut, am comunicat aseară cu ei, am văzut și a apărut în media. Într-adevăr, este vorba de un test pozitiv în cazul unei persoane din stafful tehnic și există un test neconcludent în cazul altei persoane. Am înțeles că în această dimineață vom avea rezultate. Noi am înțeles că neconcludent este chiar la domnul Bergodi și chiar ne îngrijorăm dacă începem să izolăm și antrenorii. Da, repet, nu, din păcate dispoziția regulamentare nu mi-au voie să vorbesc pe nume, există anumite reguli de protecție a datelor personale, însă într-adevăr e vorba de o persoană care are un rezultat neconcludent. Sunt din ce în ce mai multe voci care își doresc oprirea, înghețarea campionatului. Luați în calcul dacă se înmulțesc aceste doleanțe ale cluburilor? Categoric. În momentul în martie, când a apărut această situație, am avut o întâlnire într-o videoconferență cu reprezentanții Federației Române de Fotbal și am discutat absolut pe toate scenariile. Bineînțeles că acest scenariu, că la un moment dat va fi nevoie să oprești competiția, a fost luat în calcul. E ultimul scenariu. Ce înseamnă asta? Înseamnă că obiectivul este să terminăm competiția, să ne asigurăm că mai avem date în calendar, să suntem pregătiți pentru orice. De altfel, în data de 30 iulie, va avea loc la Liga Profesionistă de Fotbal, adunare generală, și la acea adunare vom lua toate deciziile de care e nevoie. Săptămâna asta avem un pic de liniște, cel puțin până spre final. Se testează toate echipele, cu excepția celor de la Botoșani, care au un delay față de ceilalți, pentru că au avut acel caz de COVID la reluarea campionatului. Vedem rezultatele, le evaluăm și în funcție de asta lucrăm pe scenariile pe care le avem.